credeți că puteam să nu ajungem și în frumoasa Bucovina. Situată într-o zonă plină de istorie și legendă, la trecătoarea dintre Ardeal și Bucovina, comuna Poiana Stampei reprezintă una dintre cele mai pitorești localități din țară. Atestată documentar, încă din anul 1593, localitatea s-a dezvoltat de-a lungul secolelor, zestrea materială și spirituală dobândită în timp fiind impresionantă. Peste hotarul localității au trecut o mulțime de popoare migratoare, apoi turcii, austro-ungarii, nemții, rușii, fiecare dintre acestea contribuind la îmbogățirea și diversificarea culturii și civilizației. Cu toate acestea, locuitorii acestor locuri și-au păstrat cu sfințenie portul și vorba și le-au etalat în cel mai natural mod la biserică, nunți, hore și jocuri, iar puțin mai târziu, în mod coreografic, pe scenă. Caravana emisiunii Zestrea Neamului a ajuns și în Bucovina. Am întâlnit și aici copii talentați. Ne cântați ceva? Da. Cântă cucul, toată lăbina, de răsună în Bucovina. Cântă cucul, toată lăbina, de răsună în Bucovina. Cântă cucul, trun brăduț, de răsună în Cernăuți, măi, măi. Cântă cucu-ntr-un brăduț, de răsună în Cernăuți, măi. Găsit oameni frumoși! Vă salut pe fiecare în parte, salut și pe cei de acasă, desigur îi salut și pe spectatorii noștri. Ce faceți? Cum sunteți? Bine, emoționați! Nu de alta, dragi telespectatori, dar și de data aceasta, în public se află susținătorii concurenților noștri. A început chiar acum Zestrea Neamului, iar eu, Adina Roșca, vă transmit gânduri frumoase dintr-un loc binecuvântat de Dumnezeu. Încep să mă emoționez pentru că vă spun sincer că vin pentru prima dată în Bucovina. Ce locuri frumoase am găsit aici, ce oameni frumoși și la suflet și la chip. Să știți, doamnelor și domnilor, că am întâlnit și concurenți și copii talentați, frumoși. Nu vă dezvălui tot de la început, pentru că tare mult îmi doresc să rămâneți alături de noi până la final. Ultimul popas pe care îl face caravana Zestrei Neamului este în Bucovina. Dacă îmi permiteți, vreau să-i salut pe prietenii noștri ce astăzi fac parte din juriul Zestrea Neamului. Și mi-aș dori, domnilor, să fiți cavaleri și primul cuvânt să-i dăm Ralucăi Bercea Tilihoi, realizator de emisiuni TV. Draga mea, să știi că mă bucur că ne cunoaștem, pentru că noi ne-am tot vorbit la telefon, dar uite că într-un final ne-am și întâlnit așa față în față și ne-am și împrietenit. Te salut! Ne-ați venit în Bucovina, suntem foarte bucuroși să vă avem astăzi voastre aici. Te asigur că toți participanții la acest concurs sunt copii talentați. Astăzi nu o să mă axez foarte mult pe talentul lor muzical, pentru că alături de mine am doi maestri în muzică, însă jurnalist fiind o să fiu destul de strictă și critică cu tot ceea ce înseamnă prezența autenticului și nu a chiciului, prezența scenică și mai ales emoția pe care acești copii vor reuși să ne-o transmită. Raluca, tu i-ai întâlnit pe o parte dintre concurenții, pe la tot felul de evenimente și crezi tu că astăzi poți să-ți iei rolul de jurat în serios? Că sunt foarte simpatici, o să te cucerească, o să vezi.
Să știi că îți spun fără falsă modestie că fac parte din clasa jurnaliștilor echidistanți, independenți, așa că nu o să-mi fie foarte greu și o să încerc să fiu la fel de echidistantă și astăzi. Îți spun succes! Mulțumesc tare mult! De asemenea, vreau să-l salutăm și pe Sorin Filip, managerul Centrului Cultural Bucovina și interpret de muzică populară. Știți deja că în sezonul precedent am avut câțiva concurenți ce spuneau că pe lista preferințelor muzicale se află Sorin Filip. Bine te-am regăsit! Să rămâna și bine ați poftit! Și bine ați poposit în acel colț de rai binecuvântat de Dumnezeu, care este Bucovina, unde eu m-am născut și port cu drag cântecul și costumul popular al Bucovinei. Așa cum spunea și Raluca, vom fi cât mai atenți asupra acestor minunați concurenți și sper să-i susținem în continuare. Și vreau să felicit televiziunea Etno TV pentru lucrurile frumoase care le realizează, fiindcă folclorul trebuie dus mai departe și iată până acești minunați copii, acești tineri care pornesc pe drumul cântecului, eu zic cu încredere, vor reuși să ajungă la inima publicului și la inima, bineînțeles, și a specialiștilor prin tot ceea ce realizează ei. Le doresc succes și Doamne ajută! Doamne ajută, succes! Știți deja că pentru noi este foarte greu. Noi ne atașăm de fiecare concurent în parte și când trebuie să ne luăm rămas bun de la ei, că ajung la un anumit prag pe care nu-l pot depăși, e așa de greu. Totuși rămân colaboratori dragi în continuare. Într-adevăr! Foarte bine ai punctat, Sorin. Mergem mai departe și vreau să ne spună câteva cuvinte și domnul dirijor al orchestrei Rapsodia Vaslui, Cristian Năstase. Sărut mâna, bună ziua și bine ne-am regăsit. Sunt onorat că m-ați invitat să fac parte din acest juriu, la acest minunat concurs. Felicit televiziunea Etno pentru permanenta preocupare de a atrage tinerii spre muzica populară, în general pentru folclorul românesc. Urez succes tuturor concurenților, pe majoritatea îi cunosc, parte din zona noastră a Moldovei, am mai văzut ceva și de prin alte zone, dar știu că toți sunt foarte buni, sunt foarte fericit că îi văd în costume naționale și îi felicit că s-au îndreptat spre muzica populară. Noi vă mulțumim frumos că ne sunteți din nou alături. Nu pot să nu le reamintesc celor de acasă emisiunea de colecție pe care am înregistrat-o de Crăciun cu o parte din foștii concurenți ai Zestrei Neamului și ne-ați fost acolo alături de colegii dumneavoastră de la Rapsodia Vaslui. Cu lipsa de modestie trebuie să anunțăm telespectatorii și pe cei prezenți aici că am avut, îmi permit să spun că am avut o perioadă de nu știu cât, de câte foarte minute, scurtă. Foarte scurtă, de locul întâi ca rating. Vă mulțumim frumos că ne sunteți astăzi alături și succes! Tot așa, cu zâmbetul pe buze, să fim și la finalul emisiunii când trebuie să anunțăm cine merge mai departe. Prin pădurea bradului trece mama radului, măi. În zona Moldovei, la capitolul tineri băieți, suntem cam deficitari. Nu știu, sunt copleșită, sincer. Nu știu ce să vă mai spun, gata, am rămas fără cuvinte. Rar se întâmplă treaba asta. Secretul e să ai încredere în tine și să îți dorești cu toată ființa să devii un mare artist. Frunzulițe faienate, să ne trecem la Olandă. Da, ce să mai, încep preselecțiile din Bucovina și primul concurent pe care îmi doresc să-l invit în scenă este Dinu Andrei Daniel. Fiu de preot cu o educație aleasă, buzoianul nostru ne-a cucerit de la prima întâlnire. Cântă în strană la biserică, dar îl vezi deseori la fotbal sau plimbându-se cu bicicleta. Mă numesc Dinu Andrei Daniel, vin din județul Buzău, am 13 ani. Îmi place foarte mult să
reproduc sentimente pentru oamenii din jurul meu și să-i fac să se simtă bine. Am înțeles. Îți aduci aminte cum te-ai apucat de cântat? Da, îmi aduc aminte. Eram la un eveniment în familie și m-am prostit la microfon și tata a observat că am voce și a încercat să-mi descopere talentul. Primul cântec de muzică populară pe care l-ai cântat? Radu Mami a fost. Prin pădurea bradului trece mama Radului, măi. Din ochi negri lăcrimând și de Radu întrebând, Radu Mami, Radule, măi. Ai cumva soliști preferați, interpreți de muzică populară, da, sau nu numai? Da, îmi place foarte mult de Gabriel Dumitru, este un idol pentru mine, și de Nicu Mânță. I-ai cunoscut? Nu încă, dar aș vrea să-i cunosc. Când o să fiu mare, vreau să mă fac doctor stomatolog, să am cabinetul meu și să am grijă de oameni. E și muzica? O lăsăm deoparte? Nu, cu muzica am să o țin tot așa și vreau să ajung departe. Bună ziua, mă numesc Dinu Ion, sunt tatăl lui Andrei Daniel și bănuiesc că trebuie să spun ceva despre fiul meu, nu? Exact. Cum e Andrei acasă? Andrei acasă, până să apară surorile lui, era cel mai obraznic. Acum este cel mai cuminte dintre copii și acest lucru este o bucurie pentru mine, mai ales și pentru noi, de fapt, pentru că este ascultător și face toate lucrurile așa pe placul nostru. Andrei, nu ne-ai spus că ai surori? Da, am și două surioare, mai mici decât mine. Cea mijlocie cântă și ea, tot la ansamblul la care sunt eu, iar cea mică învață de la noi doi. Domnul Ion, de ce ați venit la Zestrea Neamului? În primul rând, vreau să merg împreună cu el pe peste tot, ca să dobândească experiență, experiență pe care o va folosi în viitorul său, în privința asta artistică a interpretării muzicii populare. Ce simțiți în momentul în care îl vedeți pe scenă? Așa ceva nu pot să descriu. E copleșitor, te lasă fără cuvinte. De fapt, cred că emoțiile sunt mai mari ale părinților. Nu știu, dar bănuiesc că trăiesc niște emoții puternice care te lasă și fără grai. Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine și îți promit că... Să nu plângi, nu promit. Deci vrea să spună că el vrea să facă multe, însă tatăl iubește și o să fie alături de el de fiecare dată, indiferent cum ce ar fi sau ce s-ar întâmpla. Este adevărat? Împărintea sus! Astăzi, Andrei Daniel Dinu va cânta piesa Dorul mândrii de n-ar fi, melodie din repertoriul lui Gabriel Dumitru. Dragilor, vreau să-l încurajăm cu aplauze și Andrei, hai repejor, să pășești cu dreptul! Te salut! Ce faci, Andrei? Bine. Câți ani ai? Am 13 ani. Așa, și îți place muzica populară, de asta ai venit la Zestrea Neamului. Ești tu un pic supărat că a trebuit să spargi gheața în seara aceasta? Nu sunt chiar atât de supărat, dar nici fericit nu sunt. Nici fericit, ești așa între. Cum ți se pare așa atmosfera de la noi? Foarte emoționantă. Păi de ce? Așa sunt eu. Nu de alta, dar avem susținători aici în public și să știi că avem susținători și acasă. Toată țara e cu ochii pe noi. Nu trebuia să zic treaba asta, așa? Acum ai o responsabilitate în plus. Cu cine ai venit la concurs? Am venit cu tatăl meu. Unde e tati? Să-l vedem pe tati. Acolo, în spate. Face cu mâna. Așa, mulțumim. Tati, te rog frumos să primești toate emoțiile de aici, de pe scenă. Nu știu, faci ce vrei cu ele. Așa, ne descurcăm noi aici pe scenă. Astăzi, cu ce te-ai pregătit pentru concurs? Două cântece. Am venit cu cântecul Dorul mândrei de n-ar fi, din repertoriul domnului Gabriel Dumitru, și cu doina Miorița. Tu de unde ești? Balada Miorița. Din Buzău. Din Buzău, așa, sunt
înțeleagă și jurații noștri. Știi ce, te rog frumos să te uiți la jurați, cel puțin la Raluca și să-i zâmbești. Trage și cu ochiul. A? Hai, nu poți? N-ai curaj? Zic eu că dă bine treaba asta. Ești gata? Ești pregătit? Începem să cântăm? Da. Andrei, succes! Eu simt pumnii. Scena ți aparține. M-aș orihni, dinspre ziua m-aș trezi, măi. Aș pune mâna pe coasă și-aș porni cântând de acasă. Dorul meu pe unde trece, apele încep să sece. Dorul meu pe unde umblă, soare e și pare umbră. Dorul meu pe unde largă, nu e vân ca să-l întreacă și nici când să mi-l petreacă. La iuță lăsă-l rămâie. Dar fi mândră-n sat cu mine, i-aș da dorul la trei zile. Dar mândruța mie e departe, îi dau dorul jumătate. Dorul să ne-l împărțim, dorul să ne-l împărțim, măi. Să umblăm cărările, să începem dragostile, măi. Acum e frumos în lungă, până sunt grânele-n pârgă. Unde calciuri mă nu faci, nu te mai vezi, măi. Hai mândruțo în livadă, nimenea să nu ne vadă. Să culegem floricele, să-ți spun dorurile mele. Coboară oi multe, vreo 1500 și mai multe sute. Miorița asta din gură grăia, măi, păi cei doi ciobani neam de neamocani vor să mi te omoare. Vor să mi te omoare la cap de strâmtoare. Vor să mi te omoare.
Dinu Andrei Daniel, felicitări! Ia zi-mi, de data asta altfel poți, altfel te uiți în ochii mei, așa, parcă ești mai încrezător. Ai scăpat de emoții. Practic da, teoretic nu. Păi de ce teoretic nu? Acum urmează ce-i mai greu? Păi eu vreau să te uiți către masa juraților și să-mi spui tu cu cine începem jurizarea. Doar să începem, cu cine? la cine microfon? Să știți că astăzi o vom lăsa pe Raluca să înceapă jurizarea, fiindcă este doamna dintre doi bărbați și ea va fi cea care va deschide și va da cuvânt pentru fiecare interpret în parte. Mă simt o alintată, domnule manager. Da, mi-a plăcut Andrei, mi-a plăcut faptul că are un costum autentic, pentru că vă mărturisesc că din clasa a 5-a fac parte dintr-un ansamblu, iar coordonatorul acestui ansamblu mi-a băgat efectiv în minte tot ceea ce înseamnă autentic și tot ceea ce înseamnă diferența dintre kitsch și autentic. De asemenea, cred cu tărie că melodia pe care ai interpretat-o astăzi și la care te vei uita peste ani când vei fi un flăcău, vei înțelege cu adevărat ce înseamnă aceste versuri, pentru că dorul este mult mai mult decât un cuvânt intraductibil. Felicitări! Da, mulțumesc! Eu te felicit, este foarte bine. Mulțumesc. Noi de-abia am cântat săptămâna trecută la un festival, l-am acompaniat la festivalul Cântec Drag din Plai Străbun de la Vaslui și pot să spun că a fost foarte bine la Vaslui. Și aici chiar a fost mai bine ca la Vaslui. Felicitări! Mulțumesc! O voce caldă, o voce plăcută. Eu îți doresc succes și am văzut că prima piesă a fost din repertoriu interpretului Gabriel Dumitru, care iată acum bate la porțile consacrării și îți doresc să calci pe urmele lui și să te afirm cât mai repede. Doamne ajută și succes! Mulțumesc, Săruna! Unde vrei să te duci? Crezi că ai scăpat așa ușor de mine? Vrei să fugi? Vrei să te duci la tati să-l îmbrățișezi? Hai că acum ai scăpat. Mi se pare mie să aud sclipesc ochii. Ce se întâmplă? La microfon, la microfon. Hai că știu că ești emotiv, dar și eu sunt la fel. Dacă ți-aduci aminte, atunci când ne-am plimbat noi prin pădure și am făcut... Dacă ați vedea ce semne îmi face, îmi dă așa cu cotul să nu cumva să încep să spun. O să spun despre prostioare, nu de alta, dar să știi că eu așa... Oarecum am îndrăgostit de tine, pentru că mi-a plăcut că ai un sufletel frumos și te-am simțit sensibil. La fel sunt și eu. Și să știi că nici când o să crești, nu o să se schimbe treaba asta, pentru că așa sunt și eu. Și ai văzut când ai început să plângi tu că a trebuit să-i transmiți un mesaj frumos lui tati, ai văzut că și eu am plâns în rând cu tine? Acum, da. Să știi că în finală, dacă tu o să câștigi, o să plângem tot amândoi de fericire, de bucurie. E bine așa? Da. Nu te las la greu. Felicitări! Mulțumesc. Dacă a plâns Andrei... Nu o să mi-l dai mie. Vrei să dăm și noroc? Așa, dar învață-mă cum, că eu nu știu cum. Altceva! Dacă a plâns Andrei, cu siguranță este și va fi un artist. Doamne ajută! Doamne ajută! Mulțumim frumos, Dinu, Andrei, Daniel! Da, eu mi-aș dori toți cei care ne calcă pragul aici la Zestrea Neamului să ajungă acolo stele, dacă se poate. Stele, nu pe cer, stele între artiști. Da, mergem mai departe. În stele îl invit pe Vlad Constantin Amariei. E moldovean jet-be-jet și e tare mândru de asta. Studiază intensiv canto popular, dar își face timp și pentru lecțiile de pian, vioară sau dansuri populare. Mă numesc Amariei Vlad Constantin, am 12 ani și sunt din Bacău. Îmi place să cânt la pian și studiez pianul de aproximativ 3 ani. Și din vara anului trecut m-am apucat să studiez și vioara și tot la fel îmi place foarte mult. Și îmi mai place să mă ies pe afară, la aer curat, să merg la bunici, să mă joc cu animalele. Ai timp să te întâlnești cu prietenii tăi? Da, am timp și la școală și mai am timp și la țară. Dar ce spun prietenii tăi că tu cânti muzică populară? Sunt încântați? Le cânti și lor? Le cânt și lor uneori, dar sunt cam indiferenți.
În ultimul timp, muzica ușoară a acaparat pe toată lumea și nu foarte multă lume mai ascultă muzica populară. Dar de ce te gândești tu că nu mai are succes muzica populară? Ce se întâmplă de fapt? Păi, tehnologia cam a acaparat toată lumea. Nu văd pe stradă un om care să nu aibă un telefon ori în buzunar, ori în mână. Și tradiția pur și simplu nu mai este dusă mai departe de atât de multă lume ca să reziste în timp. Tu ți-aduci aminte cum te-ai apucat de cântat? Da, mi-aduc aminte foarte bine. Aveam 4 ani și prima oară a fost ca o activitate, că nu făceam nimic și stăteam acasă și pur și simplu voiam și eu să fac ceva. Și mama m-a dus atunci la doamna Maria Șalaru și am început să studiez muzica populară și de atunci am început să o îndrăgesc foarte, foarte mult și... Să ne spui soliștii tăi preferați. În primul rând, doamna Maria Șalaru. O îndrăgesc foarte mult și este ca o a doua mamă pentru mine, deoarece am foarte multe amintiri cu ea și, nu știu, am niște sentimente aparte față de ea și nu e ca un om care pur și simplu îl întâlnești, faci cunoștință cu el și după jumătate de ani sau după câțiva ani nu te mai întâlnești cu el. Cu doamna Maria am avut mereu un contact, ne mai vorbeam, am avut și filmări la care m-a invitat și am fost împreună și am fost mereu în contact. Bine v-am găsit! Mă numesc Adina Mariei, sunt mămica acestui mândru ficior. Mă mândresc cu el, sunt mândră, muncește de la 4 ani. A început ca o joacă, dar văd că din ce în ce mai se adâncește, se îngroașă gluma, ca să zic așa. Muncim și la școală, muncim și extrașcolar, în afara programului. Face și... Eu știu, vă spun ei, v-a spus el mai multe. E un copil bun, e un copil muncitor, mai face și trăznăi și prostii, dar ce să facem? Fără nu putem, babe frumoase și copii cu minți nu găsim. Lăduț este singur copil? Da. Și nu s-a gândit niciodată la o surioară sau un frățior? Vreau o frățioară de la 4 ani, dar e barza în concediu. Păi mai... cum facem, Lăduț? Eu am zis că mai aștept un pic și mi-aduce el o fetiță și am rezolvat problema. De ce părere ai văzut? A oftat din greu. Nu-mi place. Nu-ți place ideea asta? Nu. Eu i-am spus altceva. Când ai să fii tu cu minte să nu mai am treabă cu tine, adică nu mai mă necăjești cu nimic, vorbim cu barza, eu știu, poate rezolvăm cumva, poate îi dăm o trecem din concediu. Iubește animalele, în special ieduții, dar iubește disciplina. Tocmai de aceea și-ar dori să intre la un liceu militar. Te iubesc foarte mult și nu aș putea trăi fără tine. Astăzi, Vlad Constantin a Mariei va cânta melodia Murgule șez binișor, melodie din repertoriul lui Ionel Schipoancă. Hai, repejor, și tot cu dreptul să pășești. Ia uitați ce plăcău frumos! Vlăduț, așa-ți spun prietenii. Așa îți spunem și noi. Hai aici, în mijlocul nostru, să te vedem. Ai făcut așa pentru domnișoare cu pălăria? Da. Ia să ne spui, Vlăduț, tu ce vârstă ai? Am 12 ani. Ai 12 ani. Și de ce ai venit la noi, la Zestrea Neamului? Am vrut să capăt mai multă experiență și am vrut să îmi cunosc limitele cât mai mult. Ce frumos! Ai emoții? Puțin. Puțin. Păi hai să încercăm să scăpăm de ele. Despre ce vrei să vorbim acum amândoi? Să scap de emoții. Despre mândruțe? Nu. În niciun caz. Acumulăm și mai multe emoții dacă vorbim despre mândruțe? Da. S-ar putea. Da, ai cumva o prietenă cu, uite, lucrul acesta mi-a scăpat. Nu. Ai mai multe? Nu. Dar prieteni? Da, prieteni. În fața micului ecran?
Da. Păi ea transmite-le un mesaj, că uite, se uită la tine. Urați-mi succes! Îți ținem pumnii! Cu ce te-ai pregătit pentru concurs? Ce cântece? Doina Codrului și melodia Murgulește-ți ghinișor din repertoriul domnului Ionel Schiponcă. Așa, și la concurs cu cine ai venit? Cu mama. Unde-i mami? Să o vedem pe mami. E în public. Păi e în public, mami, te susține din public. Ce zici? Cum o simți pe scenă? Are și mami emoții sau nu are? Are, are, sigur. Are. Păi atunci hai să nu ne uităm la mami, da? Și să începem să cântăm. Succes, Vlăduț! Îți țin pumnii și ție. Succes! Mulțumesc! În zona Moldovei, la capitolul tineri, băieți, suntem cam deficitari. Nu știu, sunt copleșită, sincer. Nu știu ce să vă mai spun, gata, am rămas fără cuvinte. Rar se întâmplă treaba asta. Secretul e să ai încredere în tine și să îți dorești cu toată ființa să devii un mare artist. Pe unde e calcă, măicuța, înflorește potecuța. Mi-a plăcut foarte mult că nu ai capul acoperit. Vlad Constantin a Mariei. Chișor, măi, în podeaua din ocol, măi, bate murgul din Chișor, măi. Să-i pun șauare pe jor, măi, să mă duc unde mi-i dor, măi. Să-i pun șauare pe jor, măi, să mă duc unde mi-i dor, măi. Chișor, măi, nu mai bate din Chișor, măi. Murgulișă-ți din Chișor, măi, nu mai bate din Chișor, măi. Că eu știu deși ți-i dor, măi, de apa de la izvor, măi. Că eu știu deși ți-i dor, măi, de apa de la izvor, măi. Călus din munte, tu mă la mândra mai uti. Murgulii călus din munte, tu mă la mândra mai uti. Că la mândra peste punte, e un izvor cu doruri multe. Că la mândra peste punte, e un izvor cu doruri multe. Te odihnești, măi, ca să mă călătorești, măi. Murgulii, să te odihnești, măi, ca să mă călătorești, măi. Mână, murgulii, mai tari, să ajungem în sat cu soare.
să ajungem în sat cu soare, să ne așteaptă mândra în vale. Mână morgule mai tare, să ajungem în sat cu soare, să ajungem în sat cu soare, că ne așteaptă mândra în vale. Vlăduța Marie! Na, păi, e gata treaba și pentru tine. Ai văzut ce simplu a fost? La microfon poți să ne spui? Tot ce n-a fost atât de simplu. N-a fost atât de simplu. Dar, după părerea ta, cum te-ai descurcat astăzi? Bine. Bine? Dacă ar trebui să-ți oferi o notă de la 1 la 10? Nu știu. Tu trebuie să fii generos cu tine, dacă tu n-ai încredere în tine, dacă tu nu-ți dai o notă mare. Cum să-ți dea jurații noștri? Spune 10 cu felicitări. Ce notă ar trebui să-ți dai, Vlăduț? Nu știu. Îmi ești tare drag, să știi. Și mă bucur că ne-am cunoscut și să știi că pe melodia ta cu acompaniament, eu am dansat cu fetele acolo în spate. N-ai putut să ne vezi, că ai fost aici în febră. Începem jurizarea? Da. Păi te rog frumos să te uiți la jurații noștri. Raluca, te ascultăm! Prezență scenică deosebită, ceea ce mă duce cu gândul la faptul că ai un bun profesor cu care lucrezi și cu care aprofundezi toate aceste lucruri, pentru că, cred eu, acestea nu se învață de pe azi pe mâine. De asemenea, ai un costum popular deosebit de frumos și văd în tine un artist mare. Mulțumesc frumos! Secretul e să ai încredere în tine și să îți dorești cu toată ființa să devii un mare artist, iar eu, ca om care am crezut cândva, când eram mai mică în mine, îți garantez că vei reuși. Mulțumesc! Întâmplarea face că îl cunosc de mic pe Vlăduț și cu siguranță știu că va fi foarte bine. E pregătit foarte bine, salutăm și noi și o felicităm pe doamna profesor Maria Șalaru și nu știu dacă știți, probabil știți, că el studiază și vioara în paralel și cu siguranță va fi un artist complet. Felicitări, ai fost la înălțime și astăzi. Mulțumesc! Și eu vreau să te felicit, felicitări profesoarei tale, doamnei Maria Șalaru, și vreau să menționez că în zona Moldovei, la capitolul tineri băieți, suntem cam deficitari, iar eu ți-e doresc succes, fiindcă avem nevoie de voci bune și bărbătești în Bucovina și Moldova, bineînțeles. Mulțumesc frumos! Domnul Zărin, adevărul este că mai multe fete ne calcă și nouă pragul la 10 ani neamului. Avem nevoie și de băieți buni. Și iar el este un copil care promite și cu siguranță, dacă va munci și va respecta ceea ce specialiștii îl vor corecta, îl vor îndruma pe drumul cântecului în continuare, cu siguranță va ajunge acolo, își va dori el. Vlăduț, îmi aduce aminte ce vrei să te faci tu când o să fii mare? Cadru militar sau? În cadru militar, da. Ce frumos! Eu așa mi-am dat seama că este foarte ordonat și un pic rezervat. Succes pe mai departe! Să ne vedem până în finală! Mulțumesc! Succes! Poți să te duci la mami, să o pupi. Mami, care ne-a făcut încă o dată semn să mai facem jos pălăria.
Mulțumesc frumos! Te rog frumos să-mi lași microfonul aici pe scenă. Mulțumesc frumos! Tu te la mami acolo în public! Dragi prieteni, trebuie să vă recunosc că nu mi-a fost dat de prea multe ori să ajung în Bucovina și sunt pe deplin încântată de tot ce am găsit aici. După cum vedeți, mi-am luat un costum nou. Nu știu dacă vă place cum vă vine, dar eu mă simt așa de bine aici. Să știți că bucovinenilor li s-a dus vestea în toată lumea că sunt oameni harnici și lucrul acesta se vede în gospodăriile lor. De asemenea, știm cu toții că bucovinenii sunt oameni cu frică de Dumnezeu, sunt oameni credincioși. Straiele populare pe care le-au moștenit de la bunici sau de la părinți au devenit chiar hainele din biserică. Acum despre cum joacă bucovinenii, despre cum cântă bucovinenii, nu pot să spun nimic, sunt pătimaș și se vede că pun suflet în tot ceea ce fac. Sunt bucuroasă că ne-am îmbogățit paleta cu prieteni, să spunem așa, am poposit, după cum bine știți, în comuna Poiana Stampei și vreau să-i mulțumesc domnului primar pe care, ia uitați cum îl găsim gătit, desigur în straie de sărbătoare. Mă bucur tare mult că ne cunoaștem. Adina Roșca sunt eu, domnul Viluț Nezdrea, domnul primar, un om gospodar, un iubitor de frumos, să spunem așa. De ce mă așteptați așa îmbrăcată în costum popular? În primul rând, bine ați venit în Poiana Stampei, poartă de intrare în Bucovina. Bine am venit în Bucovina, pentru că n-am fost eu de prea multe ori aici și să știți că m-am îndrăgostit de locurile acestea. Foarte bine, trebuie să știți că Bucovina, practic, de aici începe, din Poiana Stampei. Și mă bucur tare mult că astăzi ați îndrăznit să poposiți la noi în comună și sperăm că gazdele dumneavoastră de astăzi au făcut în așa fel încât să mai veniți și cu alte ocazii la noi în comuna noastră să filmați, că aveți ce să vedeți și să filmați ceea ce este frumos și cu ceea ce ne mândrim noi aici. Știu că toți cei care ajung în țara cu oameni frumoși, haideți, vă rog frumos, să o luăm așa ușurel la pas. Știu că cei care ajung în țara cu oameni frumoși, în acest colț de rai, în Bucovina, pleacă de aici cu gândul că revin. Sunt omeniți aici la dumneavoastră și spuneți-ne, cu ce ne așteptați? Că din câte am înțeles, ne-ați pregătit câteva surprize. Desigur, așa cum a spus și dumneavoastră, cine vine odată în Bucovina n-are cum să nu mai revină. Cu siguranță va reveni, pentru că sufletul cald al gospodarilor locurilor de aici este de așa natură încât ca un magnet practic te atrage. Astăzi m-am gândit să vă invit și pe lângă alte surprize pe care o să le degustați la noi aici în comună, m-am gândit că într-o primă etapă să vizităm Casa Muzeu de aici, unde am încercat să conservăm ceea ce a fost cândva tradiționalul și frumosul localității, ceea ce ne-a reprezentat cândva și totodată aici vom avea ocazia să vedem o șezătoare așa cum se făcea cândva odinioară în Bucovina. No, asta e bună, pentru că noi cei tineri am auzit doar povești despre șezătorile de altă dată. Noi practic n-am participat la o astfel de întrunire și eu am emoții. Ați punctat foarte bine cu no, asta e bună, pentru că aici suntem practic la limita dintre județul Bistrița și Suceava și Bucovina, cu alte cuvinte, iar influența Ardealului în comuna Poiana Stampei se simte ușor. Dar ați făcut foarte bine trecerea. Da. Dar ia să-mi spuneți, gustul de la pălincă, de la rachiu, se simte de la Ardelen încoace către Bucovina? Se simte mai mult gustul de cinals, așa îi zice în Ardeal. Nu, la mine e rachiu, să știți, la mine în Făgăraș e rachiu. E la fel de bun și la fel de tare. Să nu te joci cu focul când consumi această licoare, această apă a tinereții, că nu te mai poți opri. Am înțeles. Aici am ajuns la Casa Muzeu. Aici este Casa Muzeu. Ne așteaptă doamnele șezătoare? O să avem parte de un grup de doamne care poartă denumirea de Flori de pe Dorna, un ansamblu folcloric condus de doamna director a școlii din comuna Poiana Stampei, doamna director Dorina Paicu, și totodată Cercul Micilor Meșteșugari, care vă vor prezenta arta încondeierii ouălor în comuna Poiana Stampei. O să puteți viziona și aceste mici talente din comuna Poiana Stampei, care se laudă cu foarte multe diplome și foarte multe aprecieri din partea
juriilor din țară de specialitate, de altfel. Am înțeles, să știți că eu sunt deja curioasă, probabil și cei de acasă. Haideți să intrăm în casa muzeu. Vă rog. Hai la așezătoare. După dumneavoastră. Mulțumesc, poftim. La noi în casă. Ioi, da, ce frumos e aici la dumneavoastră. Bine v-am găsit. Bine ați venit. Să îndrăznim și să intrăm și cu dreptul. Eu cel puțin că sunt venită pentru prima dată la dumneavoastră. În ce faceți aici? În orice casă de oameni gospodari. Chiar și atunci când pleci din casă, trebuie să pășești cu dreptul ca să umbli bine. Așa e o vorbă pe aici, pe la noi. Așa mere vorba pe aici, pe la dumneavoastră. Aveți un microfon, vă rog frumos să-l și folosim, să ne audă cei de acasă, să ne prezentați un pic ce faceți aici. Nu vrem să vă oprim din treabă. Bine ați venit la Casa Muzeu, reprezentativă pentru arhitectura Comunei Paiana Stampei, pentru că, așa poate cum v-a povestit domnul primar, ne-am dorit să reedităm casa tradițională care să fie funcțională. Deci nu neapărat un muzeu. La noi nu o să găsiți, nu atingeți obiectele. Noi aici ne desfășurăm activitățile artistice, o să vedeți șezătoare aici, se desfășoară școala de încondeiat de la Păiana Stampe, pentru că avem o școală de încondeiat ce a dobândit prestigiu în zonă și nu numai, avem premii naționale, ouăle încondeiate de mici meșteșugari au ajuns și la expoziții internaționale, de exemplu la expoziție internațională la Usto, oul cu bundița de Păiana Stampe. Ce frumos! Felicitări! Să știți că eu sunt surprinsă să văd atâția tineri, că sunt îmbrăcați în costume populare, autentice, desigur, adevărate, și că, uite, îmbrățișează această latură migăloasă. Eu vă zic sincer că n-aș avea răbdare să stau aici. Bine, poate pentru atmosfera ce se creează, poate m-ar tenta un pic să încerc. Treaba aceasta cu încondeiatul ouălor. Eu cred că și fetele o să vă adresez o invitație de genul acesta, să vedeți că la început e mai dificil, dar dacă vă place cu adevărat, se poate. Să știți că toți am avut un început la un moment dat, dar foarte mulți din copiii care au fost meșteșugari la Păiana Stampei au devenit ei meșteri populari și suntem foarte mândri de acest lucru, că promovează latura aceasta a meșteșugului popular autentic. Ce frumos, da? Să-mi vorbiți un pic despre modelele pe care le abordează, să spun eu așa, pentru că văd că sunt diverse. Observ și flori și motive tradiționale și știți, se spune că pe cămășile populare, țărâncile odată, își așterneau dorurile, adică gândurile. Și gândurile și durerea. Așa faceți și voi aici? Să știți că da. Și o să vedeți aici, la micii încondeitori, o întreagă istorie a oului încondeiat din bazinul Dornelor. O să vă povestească și copiii, eu vă fac o prezentare generală. Vă rugăm. Să știți că cel mai vechi ou de la Păiana Stampe este oul bătrânesc și este monocrom în cear, e roșu, pentru că ouăle erau roșii. Da, e de preferat și atunci la Paști, când facem ouăle, să fie în primul rând roșii. Este cea mai veche tehnică. Apoi... Știi ce e asta? Cum ai spus, Raluca? Știi ce e asta? Nu știu. E un penson ceva. No. Raluca s-a inițiat deja. No. O să-ți spun eu că aici, la noi în Bucovina, chișița, adică aceasta, e ca o regină. Și deși e o treabă grea și migăloasă, el poate să zică că nici bărbații nu se lasă. Și atât domnișoarele, atât fetele, cât și băieții, nu? De cele mai multe ori, își pun răbdarea la încercare și aștept pe ouă cele mai frumoase modele pe care, iată, le vezi tu aici mai apoi. E ca un condei? Îți propun să încerci, draga mea. Nu știu dacă... Vă rog să puneți mâna pe o ciștiță, la noi diferă așa, puțin pronunția, e vorba de grai. Așa și să știți că băieții lucrează ciștiți acolo, vedeți? Pentru că fetele au nevoie de instrumentar serios ca să progreseze. Da, stați numai o țără, că până să ajungem să pictăm, prima dată văd că fetele aici creionează modelele, iar mai apoi vin...
pictate sau cum, nu știu cum deci, să da. Vorbesc în termenii dumneavoastră, că este pentru prima dată când iau contact cu așa ceva. Ceștița, ce este această ceștiță? O bucățică de lemn. Da. Asta este, care are o țevișoară de aramă în vârf, legată de bețișor cu sârmuliță. Pe bețișorul respectiv, vedeți aici în vârful țevișoarei, se prinde ceara, să știți. Da. Deci da, aici da, o să fie, da. Cu ceara respectivă se trasează modelul pe care îl dorim noi pe loc. Acum o să vedeți mai un model mai nou, oul pictat. Deci e diferența între oul înfondeat și oul pictat. Oul pictat a apărut după anii 50, pe când celălalt are vreo 150 de ani, când am făcut o incursiune în istoria oului. Și să știți că oul pictat are toate florile câmpului pe bundița de până asta. Vedeți că... Că ați îmbrăcat-o cu mare dragă, așa? Da, nici nu vă dați seama ce m-am bucurat să văd că e atât de colorată și așa de frumoasă. Chiar vorbeam cu Raluca și îi spuneam că eu aș purta o bundiță de genul acesta cu o cămașă albă și cu blugi pe stradă. Dar știți că a fost preluată și de marele case de modă. Deci am văzut, cred că Angelica Fluturi de la noi s-a îmbrăcat pentru o prezentare de modă la rochii de mireasă cu o bundiță. Și vreți să vă spun ceva? Eu am fost cea care a luat interviu Angelicăi atunci când am purtat o rochie de mireasă cu bundiță. Bundița de la stradă a ajuns pe podium în Paris. Ce frumos! Haideți să trecem la treabă! Bundița de Poiana Stampe a luat naștere la Poiana Stampe. Da, să știți. Ce fac cu... Hai să trecem la treabă! Să ne povestești ce faci acolo. Ea inventează povești pe ou și pe mine mă fascinează uneori ceea ce poate să gândească. Medea, mă bucur că te cunosc. Eu sunt Adina. Spune-mi, te rog frumos, ce faci? Păi, în primul rând, aici cu toții promovăm tradiția. În al doilea rând... fac un nou în ceară. Mi-l dai, te rog frumos, să-l arătăm și celor de acasă. Ce modele ai creat tu aici? Păi, te inspiri de undeva sau e o chestie de moment? E o chestie de moment, în funcție de starea de spirit. Ceea ce simt eu pun pe ou și inventez modele. Și ia spune-mi, ai simțit vreo diferență? Într-o zi poate ești mai supărat, într-o zi poate ești mai veselă, încerci altceva pe ou, la desenat și la înfondeiat? Da. Ce chestie frumoasă! Spune povestea. Păi, asta încă nu e gata. Ar putea să vă arăt unul de acolo. Te rog! Asta este mai de la început, dar mie îmi place foarte mult pentru că, nu știu, la început cumva eram mai sinceră în creionarea unui ou. Aici am încercat să reprezint, acesta este soarele. Cumva ar putea reprezenta divinitatea. Soarele. Da. Iar aici pe brâu, aceste romburi reprezintă năframa și anume femeia. Aici, spațiul gol de aici, m-am gândit că ar putea fi pântecul femeii, iar această cruce să reprezinte legătura dintre ea și Dumnezeu. Ce frumos! Mi-aș dori să vadă și cei de acasă modelele acestea frumoase. Mai ai ceva? Mai arată-ne că deja sunt curioasă și începe să-mi placă! Da. Mai greu a fost pentru prima dată! Da. Aici am reprezentat sunt aceste, cum să spun, meandrele, da, meandrele. Da. Așa, ar putea fi drumul omului în viață. Un pic curbat, da. Și cu încercări, exact, cu suișuri, și cu coborâșuri. Da. Aici pe... Florile astea, aici sunt niște crenguțe, aici am făcut și câțiva spini și câteva frunze care ar putea reprezenta și realizările sau și etapele grele ale omului în viața sa, care le are. Așa, cam atât. Felicitări și putere de muncă. Nu știu ce să vă urez. Putere de muncă și să realizați și să dobândiți tot ce vreți voi. E foarte frumos.
nu știu, sunt copleșită, sincer. Nu știu ce să vă mai spun, gata, am rămas fără cuvinte. Rar se întâmplă treaba asta. Vă invităm și pe dumneavoastră să încercați, dacă doriți. Mă gândesc că o să stric treaba voastră. Nu nimic, că vă dăm un nou ar de încercare și așa mai avem. Un nou ar să-i dați de încercare, doamnei. Haideți să vedeți de curiozitate cum se întâmplă. Așa, aici e ceara încălzită. Da. Și trebuie să bag, cum i-a spus? Ciștița, zicem noi. Ținem la grai. Am înțeles. O să trebuie să țineți mai aproape, mai aproape, că n-aveți cum ați ține un creion sau un fix. Ca să aveți siguranță în manevrare, da? Dacă țineți prea mult sus, că ceara și nu se mai întinde pe uț. Așa. Dar nu curge nimic. Dar nu trebuie să curgă. Deci nu curge. Așa. Deci trebuie să mergeți așa cum ați merge cu un creion. Vedeți? Faceți asta. Direct. Ce frumos! Hai să vreau să încerc! Să știți că facem și ateliere. Facem ateliere de încordeiat pentru că aici este școala de încordeiat de la școala care noastră. Da, și facem ateliere de lucru. De aceea, dumneavoastră ați văzut și începători, ar fi de preferat să trasați modelul cu creion. Să vedeți, încercați cu asta. Deci iasă foarte repede să răcește. De asta trebuie să imediat să faceți modelul creion. Țineți-l mai, țineți cerșița mai aproape să aveți siguranță. Da? Așa. Eee, stai, Roșca, nu primul te grăbi. Pas. Acum... Nu te grăbi, Roșca. Din nou. Așa. Când rămânem fără ceară, nu? Da, mai da. Păi da, odată e mai gros, odată e pentru mai subțire. Asta, da, dar după ce o să lucrați vreo lună de zi. Deci exercițiu. Exercițiu. Da. O să tratez cu domnul primar să mă ajute să revin aici în Poiana Stâmpei la cursul de inițiere, da? Să veniți, pentru că noi am lucrat inițial cu meșteri populari care fac parte din Asociația Națională a Meșterilor Populari. E vorba, Elena Tudașca a inventat gândița pe ui, e vorba de Victoria Candrea, cu care lucrăm ouăle în ceară, apoi Elvira Rusu, avem câteva veterane. Gândiți-vă că persoanele respective au și peste 80 de ani. Am vrut filon autentic, să știți, atât chice este, încât am vrut ca tot ceea ce facem să aibă veridicitate și autenticitate. Mergem mai departe? Cine ne mai așteaptă în camera alăturată? Da? Spuneați dumneavoastră că poate reușesc să vă conving să mai veniți în Poiana Stâmpei. Noi totuși sperăm că poate reușim să vă reținem aici și să rămâneți aici pentru totdeauna. Mi-a plăcere. Primul pas este faptul că v-a plăcut. Da. Dacă nu-ți place ceva, nu poți rezolva. Nu poți realiza. Vă rugăm în tinda din jos. Haideți, în tinda din jos. Calcă, măicuța, înflorește potecuța. Mi-a plăcut foarte mult că nu ai capul acoperit. Rozulițe faielate, să ne trecem la olandă. Cântecul este un drum destul de greu, dar cu foarte multe satisfacții. Casa inimă turată și grădina nilucrată. Casa inimă turată și grădina nilucrată. Hei, de data aceasta microfonul vreau să îl înmânez la Risei Borșeri. Când apare, îți luminează ziua. E toată un zâmbet și ai impresia că soarele răsare odată cu ea. E îndrăgostită de muzică și nu concepe să nu ajungă o mare cântăreață. Mă numesc Larisa Borșeri, am 10 ani, sunt din comuna de Ren, județul Iași. Ce-ți place, Larisa, să faci în timpul liber? Mie îmi place în timpul liber să cânt, să fac repetiții, să mă joc copiii, să mă trag bicicleta și cam atât. Cam atât. Păi suficient că îți place muzica. Dar vreau să fii sinceră cu mine. Ce îți place mai mult? Muzica ușoară sau muzica populară? Muzica populară. Și din muzica ușoară n-ai niciun idol? Nu-ți place niciun cântăreț de muzică ușoară? Păi îmi place de Andra. Îți place de Andra? Nu știu de ce am intuit treaba asta. Ce cântec îți place cel mai mult de la Andra? Iubirea schimbă tot. Îți aduci aminte cum te-ai apucat de cântat?
Mi-aduc aminte că aveam 7 ani, am auzit că se făcea un grup coordonat de doamna Maria Șalaru și m-am înscris și eu. Și care a fost primul cântec pe care l-ai învățat cu doamna Maria Șalaru? Pe unde calcă măicuța? Pe unde calcă măicuța, înflorește potecuța, cu flore de nu mă uita, mămicuță dragă. Locuiește la țară, unde are multe animale pe care le îngrijește cu mare atenție. Și în livadă o vezi toată ziua împreună cu bunica, îngrijind pomii sau strângând fructele coapte. Împarte jucării cu toată lumea pentru că este un copil darnic, dar să nu credeți că nu face și pozne. Mă numesc Borșer Elena, sunt mama lui Larisa și sunt foarte fericită că am venit aici la un concurs la dumneavoastră, cum ar veni la Zestrea Neamului. Și ce să vă spun? Cum e Larisa acasă? Larisa este o fată, un copil foarte cu minte. Mai face câte tresnei cum ar veni, dar eu sunt foarte fericită că o am și o iubesc foarte mult. Este nu prea copil? Nu, mai am un băiat, dar de obicei nu prea îi spun că o iubesc. De ce? Știți cum este, că nu trebuie chiar să alintăm copiii mereu, să pe urmă, dacă și-o ia în cap. Dumneavoastră vă place muzica populară? Da, deoarece este și fata mea și mereu cam o ascult pe ea mai mult. Dar unde moștenit pasiunea asta pentru cântat? Cred că a fost un dar la Dumnezeu, cred. Te iubesc în tot sufletul meu și mulțumesc că mă susții în continuare. Și eu te iubesc, iubirea mea. O să te susțin cât ați pot. Astăzi, Larisa Borșeri va cânta melodia Sârba din Deleni, melodie din repertoriul Mariei Șalaru. Ia uitați ce zâmbet frumos! Microfonul este al tău. Ce faci? Foarte bine. Ești bine, așa-i? Câți ani ai tu, Larisa? Eu am 10 ani. 10 ani. Și de ce ai venit la Zestrea Neamului? Simt că este o provocare pentru mine și mie îmi plac provocările. Îți plac provocările, dar tu ești vorbăreață așa de fel? Da. Ești vorbăreață de fel. Am înțeles, așa. Și altceva despre tine, ce poți să-mi spui? Că iubesc sportul popular și îmi place muzica populară. Și muzica ușoară, oare nu-ți place? Îmi place, dar mai mult îmi place muzica populară. Mai mult muzica populară, am înțeles. Oare tu mi-ai spus ce vrei să te faci când o să fii mare? Nu. Ce vrei să te faci? Vreau să mă fac o mare cântăreață de muzica populară. Îți urăm succes! Succes ai! Și pentru concurs, cu ce te-ai pregătit? M-am pregătit cu melodia Sârba din Deleni și o doină. Am uitat cum îi spune... Ciobănaș de la Miori. Așa, cu cine ai venit la concurs? Eu am venit cu mami. Mami, mami care... Nu mai întreb pe mami dacă are emoții, că știu deja. Să știi că tu ești mai vorbăreață decât mami. Așa este? Da. Dar de unde ai moștenit zâmbetul ăsta frumos? De la Dumnezeu. E un dar de la Dumnezeu. Ești pregătită? Te las să cânți? Da. Sau mai stăm de vorbă? Să cântăm. Să cântăm, ce bine! Larisa Borșeri! Succes! Mulțumesc! Frunze verde, flori și câte poieni, trai, lai, 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 la, 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 la. Asta-i sârba, asta-i sârba din Deleni, trai, rai, dara, dirli, rai, dara, rai, ra, dirli, 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 ra, dirli, ra. Și-am venit la horă ca să joc și eu, trai, rai, dirli, 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 ra, dirli, ra, sârba din Deleni, joc și s-a
meu. Ram tanier de ram taram taram tanier de ram taram tirai de ram tirai de ram tanier de ram. Bati tal bala comand. Se sare calvo van mai. Ilha no Cubatista, que morto faz o que está mãe. Chegou a dar do froso de ter cachofrado, trai lai 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 lai. Canto o verso, canto e verso, molda o verbo, trai lai 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 lai. Să pui tu la 10 ani așa mult suflet în ceea ce faci. Încântat. Ai închis ochișorii și parcă ai avut o lume a ta. Așa se întâmplă tot timpul când ești pe scenă? Uneori. Uneori. Dar tu ai moștenit de undeva talentul ăsta de cântat? Ai pe cineva în familie care cântă? Nu. Tot dar de la Dumnezeu. Ca și zâmbetul ăsta cu care m-ai cucerit pe mine. Am înțeles. Ai vreo preferință sau începem tot cu Raluca Jurizarea? Cu doamna Raluca. Cu doamna Raluca. Doamna Raluca, te ascultăm. În primul rând, Larisa, ești foarte, foarte frumoasă. Mulțumesc. Și contează și asta până la urmă. Despre modul în care ai cântat, o să-i las pe cei doi domni de lângă mine să vorbească. Mi-a plăcut foarte mult că nu ai capul acoperit și că ești cu flori în păr. Pentru că îmi aduc aminte de o veche zicală care se cântă la nunț și care spune că de acum nu cu flori în cap, de amu grijă la bărbat. Așa că îți doresc să te bucuri mult timp despre această perioadă, de această perioadă frumoasă din viața ta și să îți atingi visul. Mulțumesc. Și cu Larisa, Dumnezeu a făcut, a urândit să ne cunoaștem, am acompaniat-o și pe la un festival, chiar am și făcut o piesă împreună, am imprimat o piesă împreună. Toate cuvintele mele de laudă. Felicitări și ție și doamnei profesoare Maria Șalar. Mulțumesc frumos! Larisa, drumul cântecului este un drum destul de greu, dar cu foarte multe satisfacții.
Eu îți doresc succes, felicitări doamne profesor și știm că mai ai foarte mult de învățat, dar începutul este bun și să fii încrezătoare în mentorii tăi și în toți cei ce îți croiesc drumul cântecului. Mulțumesc! Pentru că ești așa de vorbăreață, vreau să mă ajuți să le spunem celor de acasă, să le reamintim, de fapt, unde suntem noi? În comuna? În comuna. La microfon, la microfon, te rog. În comuna. Poiana Stampei. Poiana Stampei. E pentru prima dată când ajungi aici? Aș putea spune da. Ai putea spune că da. Și eu sunt venită tot pentru prima dată. Deci suntem din aceeași categorie. Dar dacă te rog frumos mă ajuți, nu de alta, dar trebuie să îi rugăm pe cei prezenți aici să ne ajute și cu aplauze, pentru că vreau să-i mulțumim domnului primar că ne-a primit așa de frumos aici. Da? Îi mulțumim frumos domnului primar Viluț Mezdrea, primarul comunei Poiana Stampei, pentru că ne-a facilitat accesul în Casa de Cultură din comună. Este o locație extraordinar de frumoasă. Noi ne-am bucurat să toate orașele din țară să se laude cu astfel de casă de cultură. E frumos aici, așa-i? Așa scenă mare și așa frumos amenajată sala, mai rar întâlnim, da? Mulțumesc frumos pentru ajutor și succes pe mai departe. Te duci la mami acolo în public? Da. A fost ușor? Da. Da, așa și așa. Vedem pe la final dacă a fost ușor sau nu, dacă trecem sau nu preselecțiile, așa-i? Succes! Mulțumesc. Succes! Să ne vedem în finală! Următoarea noastră concurentă este Teodora Negrea. Este foarte studioasă când e vorba de muzică. Face canto popular, vioară și dansuri populare, dar e olimpică și la matematică și istorie. Mă numesc Negrea Teodora, am 11 ani și vin din comuna Pana, județul Suceava. Îmi place foarte mult să cânt. Eu cânt muzică populară pentru a duce tradiția mai departe. Sunt foarte activă, energică. Îmi place mult să particip la olimpiadele și la concursurile școlare. Obiectele mele preferate sunt matematica și istoria, iar pe lângă școală mai cânt și muzică populară. Iubește natura enorm, se plimbă mult pe cărări de munte, în special în munții Călimani, și ar vrea ca atunci când va fi mare să organizeze un concurs de muzică tocmai aici în munți, pentru ca toți concurenții să admire aceste locuri minunate. Interpretul meu preferat de muzică populară este doamna Olvița Todirca, Laura Erhan, domnișoara Andreea Chisăliță și doamna Mihaela Gurău. De ce ai venit la Zestrea Neamului? Păi m-am uitat la televizor, la prima ediție cred că a fost, și mi-a plăcut foarte mult interviurile pe care le-ați luat și am zis de ce nu, o provocare în plus, o nouă experiență. Ai avut și un concurent preferat? Îți aduce aminte de cineva de la Zestrea Neamului? Da, din primul sezon? Elisabeta Iancu. Cea care sunt a și câștigat, așa? Da, sunt și prietenă cu ea. Și... Da? Da. Păi, te rog frumos să te uiți și vezi că uite aici este câștigătoarea sezonului, primului sezon de la Zestrea Neamului. Uite aici e. Te rog frumos să-i transmiți Nicolete Iancu un mesaj. Felicitări pentru că ai câștigat acest minunat concurs. Sper să ajung și eu măcar un sfert cât ai ajuns tu măcar în ultima etapă și te pup. Bine v-am găsit. Mă numesc Negrea Lidia, sunt din comuna Panaci, după cum v-a spus și Teodora. Sunt mândră că mi-a dat Dumnezeu acest copil minunat, care este mai am încă o fetiță, dar ea este foarte ascultătoare și sinceră. Este un pic mai aparte ca Andreea, cealaltă fetița mea. Te rog, cum te înțelegi cu Andreea? Îi place și muzica populară? Îi cânti acasă? Îi cânt, doar că ea nu prea mă lasă să-i cânt, nu prea place așa. Ea a cântat și ea muzică populară, doar că ea nu a avut
această plăcere de a cânta muzică populară, plăcerea pe care o am eu, așa consider. Mami, îți aduce aminte când s-a apucat Teo de cântat? Da, am fost cu Andreea la un concurs la Florile Ceahlăului, la Piatra Neamț. Iar atunci Teodora a văzut o fetiță din Bacău, Bianca Băisan, care are un talent deosebit. Și a venit acasă și mi-a spus: mami, eu vreau să mă apuc și eu de cântat. Bine, avea Andreea o melodie nouă, care nu apucase să iese cu ea la niciun concurs sau la vreo filmare. Și atunci s-au înțeles ele și i-a dat Andreea melodia Teodorei, printre care a mai trecut 3 săptămâni și a urmat concursul Mugurielul Dorohoi, unde a și câștigat locul 3, primul ei concurs, și învățat așa la 2-3 săptămâni. Practic dintr-o întâmplare. Singurică, așa, din întâmplare. Mulțumesc foarte mult că ești alături de mine în tot ceea ce fac și te iubesc foarte mult. Mulțumesc bunului Dumnezeu că existi și mami te va ajuta să mergi mai departe spre drumul cântecului popular, să ajungi o mare artistă. Astăzi, Teodora Negrea va cânta melodia Bătrâneasca, melodie din repertoriul doamnei Mina Păslaru. Și Teodora se poate lăuda cu un zâmbet, aoleu, și are și gropițe frumoase. Teodora, mulțumesc. Te salut! Ce faci? Bine. Un pic obosită? Că ne-am plimbat noi cam mult pe aici, în Poiana Stampei. Așa este, mai la toate concursurile. Așa este, cu oboseală, ce da. Să facem. Dar floricelele de pe aici le-ai cules? Da. Și le-ai pus într-o coroniță frumoasă. Îți cade tare bine așa. Mulțumesc. Ești mândră foc. Câți ani ai tu? Eu am 11 ani. 11 ani. Și tu ce vrei să te faci când o să fii mare? Eu când o să fiu mare, mi-aș dori să reușesc să mă fac doctoriță pediatru. Înseamnă că ție îți plac copiii. Da, îmi plac lucrul foarte acesta, mult. L-am omis, nu mi-ai spus până acum. Îți plac copiii. Și altceva pe lângă treaba asta, îți place muzica. Da. Este primul concurs la care participi? Nu. Am înțeles. Și poți face așa o paralelă? Cum e concursul nostru Zestrea Neamului față de celelalte? Păi aici am avut puțin mai multe emoții pentru că este televizat. Și la celelalte, nu știu... Nu prea așa, aici mai multe un pic. Mai multe emoții. Am înțeles, dar cu ce te-ai pregătit? Cu ce cântece te-ai pregătit pentru Zestrea Neamului? Eu am o bătrânească de la doamna Mina Păslaru, împrumutată, și o doină, Spune-mi doar ce ai cu mine. Tu cu cine ai venit la concurs? Cu mami, din câte cu mi-amintesc, da. Așa-i? Mami, ce face mami? E bine, așa-i? Da. S-a obișnuit cu atmosfera din sală și cu emoțiile, așa-i? Că ai spus că nu ești la primul concurs, așa, și tu te-ai obișnuit cu treaba asta. Să nu te mai uiți la mami, să nu-ți transmită ție și ție emoții, așa-i? Te las să-i încânți pe cei prezenți aici și pe mulțumesc cei de acasă frumos. Și să-i cucerești pe jurații noștri. Succes! Mulțumesc frumos! Așa ciucau patinii când înfloreau calinii. Calinii s-o scuturat, patinii s-o saturat. Patinii s-o saturat, visarit și biciucat. Biciucat bat utilii până-o rup podelili. Și ușur e și numalin e ca floarea din rozmarin. Dar e mândri sorilii când joacă și patrânii. Când joacă batutilii, ce să-mi e răfetilii. Când bat talpa la pământ, de s-aude când și când. De bat talpa la poteli, cu șubote prin gardeli. Tot pe loc și iar pe loc, de când-a luat-a chilifoc.
să trăiască bătrânii, că ne-o învățat porile. Să trăiască mamuța, că m-o învățat a cânta. M-o învățat să cânte, să ciocă, să am pe lumii noroc. Pe lumii cât o-i trai, porililor i-n trajim. M-o învățat să cânte, să ciocă, să am pe lumii noroc. Pe lumii cât o-i trai, porililor i-n trajim. Să fie ca un burete, să absoarbă tot ceea ce este bun din jurul său și cu siguranță va ajunge unde și-a propus. Teodora Negrea. Spune-mi dor și ai cu mine. Te-am purtat destul de bine. Te-am purtat tată din în deal în valii, să mă facut voile tale. Spune-mi dorul și cât la inimă-mi stai și nu mă lași să trăiesc cu noaptea să mă odinesc cu. Și nu știi și dorul, doar mie-n pat ca prun cu șorul. Nu-i cu gândul rata și și trăiești liniștit tu. Eu cu gândul rătășescu la puiul care-l iubesc. Teodora Negrea, felicitări! Mulțumesc frumos! Teo, știi ce nu te-am întrebat? Ce ai în străițucă? În trăistuță. Așa. Eu am un prosop artizanat făcut de mine. Eu am pus mâna prima pe el. Când am fost prima dată la Clubul Copiilor din Vatra Dornei, eu cu asta m-am ocupat. Păi vrem să-l vedem! Țesut. Așa, vrei să te ajut? Hai că țin eu microfonul până cauți tu. Nu cred că prosopul acesta este făcut de tine. Ba da, eu așa mâini bace? Da, m-a ajutat un pic doamna de acolo. Hai să-l desfacem să-l vadă și cei de acasă. Ai, ce frumos! Aplauze, vă rog frumos, pentru Teodora!
Felicitări! Mulțumesc frumos! Așa, deci tu știi să faci mai multe lucruri. A, tu știi să faci clătite! Da. A, și n-ai în traistă clătite? E, data viitoare vă aduc. Știi de ce? Trebuie să le dăm și juraților. Da. Îți dai seama dacă îi îndulceam? Era 10 cu buline roșie. Da, sigur, nu m-am gândit. Nu, uite, te-am învățat ceva. Da, data viitoare. Data viitoare. Tot cu Raluca începem jurizarea? Da. Hai să auzim pe Raluca. Nu trebuie să fii un specialist să-ți dai seama că Teodora este un talent nativ. De fiecare dată, nu este pentru prima dată când mă întâlnesc cu ea, de fiecare dată când o prezint în spectacole, îmi place să spun că este o mică Sofia Vicoveanca, pentru că are un talent aparte. Îi doresc din tot sufletul succes și îi dau un sfat pe care l-am primit și eu cândva de la un om care știa mai multe decât știam eu, să fie ca un burete, să absoarbă tot ceea ce este bun din jurul său și cu siguranță va ajunge unde și-a propus. Felicitări. Mulțumesc sincere! Din suflet. Felicitări! Mulțumesc! În primul rând ești o grațioasă, arăți superb pe scenă, te miști superb, cânti superb, Bucovina nu se desminte. Mulțumesc. Felicitări! Frumos. Mulțumesc! Înainte de a te felicita, vreau să mă bucur și să-ți spun că m-am bucurat foarte mult că, iată, o tânără concurentă a abordat repertorul regretatei Mina Păslaru, marea doinitoare a noastră a Bucovinei, un nume de referință pentru folclorul bucovinean și pentru folclorul românesc care a plecat prea devreme dintre noi, dar iată că a lăsat o zestre frumoasă cântecile ei și mă bucur că tânăra generație îndrăgește piesele Minei Păslaru, iar tu ești o bucovineancă frumoasă și care astăzi ai interpretat foarte frumos cântecile Minei Păslaru cu o sensibilitate aparte. Îți doresc succes pe drumul cântecului și să te bucuri de cât mai multe premii. Mulțumesc din suflet! Felicitări, draga noastră! Mulțumesc. Să știi, chiar ai una totu, chiar treci sticla. Adică tot ce ai avut-o aici în sufletel, au simțit și cei de acasă. Da. Hai, mai zâmbește-mi încă o dată să-ți mai văd gropițele, așa, și poți să te uiți și la jurați, pentru că îi bucur și pe ce ziceți. Mi-aș dori și eu să am o fetiță așa cu gropițe. Mulțumesc frumos! Să înțeleg că a fost momentul gropiței în cadrul acestui concurs. Da, mulțumesc, Teodora! Mulțumesc. Succes și eu! Succes pe mai departe! Mulțumesc frumos! Doamnele, aci! A, munceți! Vă deranjăm! Bine v-am găsit! Ziua! Bine v-am găsit! Dar eu aveam impresia că într-o șezătoare e mai mare veselia, de ce nu vă auzim cântând? Da, a fost din cursă, auzit? A fost foarte cumincioare. Acum ce? N-a venit toată lumea că până și-au făcut treburile, așa se întâmplă. Spuneți, domnule primar, aici, ce se întâmplă la șezătoare când se adună lumea? Aici, practic, în această casă-muzeu, avem parte de o ladă de zestre a Comunei Poiana Stampei. Aici, după cum puteți vedea, sunt conservate tot ce a însemnat autenticul și frumosul din Comuna Poiana Stampei. Mai vechile îndeletniciri ale gospodinilor, ale vrednicilor gospodine din comuna noastră. Vrednicia s-a păstrat. Obiectele mai puțin în comună, de aceea aici le găsim pe toate și iată că sunt funcționale, iar dragile noastre gospodine din Poiana Stampei le știu să le folosească cu destoinicie și cu vrednicie. Eu aș vrea să-l pun la treabă și l-am încercat pe domnul primar să-mi explice toate ustensilele, utilajele acestea. Mă, depinde cu ce vreți să începem. Vreți să ne războim? Vreți să ne războim un pic aici? Aha, azi! Focul cu lui el.
pe jar. Lai, 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 lai. Mamă, inima mă doare, mamă, inima mă doare, mamă, inima mă doare, lasă-mă la șezătoare. Lai, lai, lai. Da, domnul primar, să continuăm. Ziceați ceva de războit. A ce-i războiul? Când te așteptam, Reali Victorie... Am întârziat o țâră, dar și mândru veți șezătoare. Hai, hai că te așteptam aici apoi... O început să-și spui cuvântul tinerețele, a doua tinerețe. Dar și mândru m-a primit și pe mine. Da, vă rugăm frumos. Dar mie îmi pare că nu cunosc pe toată lumea. Nu, că vine surorile noastre din Basarabia. Da, Dumnezeu să le dea sănătate și dumneavoastră, dar și mă... Am întârziat o țâră, dar eu am să și o harnicuță să lucru în rând cu dumneavoastră. Hai da, hai da, hai da. Tinereța-i mândră floare, dar e prea iute trecătoare. A să vedeți când și că a venit cum îți întârzie. Las, când i-a dat-o de una graț înaintea noastră. Și ce faci? Și ce faci cu Lena? Doamne, dar pe atâta de mândru, mi-e draga toarșe cât de mână și poți face de tătișelea. Facem și plăcut, și plăcut, și bluză de lână, și colțuni de lână, și de tătișelea. Uite cât de mândru, eu am să torc, iasă de apine, uite mai încolo să rășușească și mă, până la state, vină și foaie. Da, te țucă, dar ce faci cu Lena? Eu o răsucesc și o dau rapid, la mătușa Valeria, pentru țăsut, pentru gata, gemul și nu mai am nici duș. La mătușa Ileana nu ajung. Oare unde aș fi mătușa Ileana? Am văzut-o la cușcă, dar o să vină. Da, bine, bine, bine. Dar păi e cât de mândru lucru, băi, nu-i ajuns. Locul ei nu-i, e bol. Las că ea e harnic, nu poate amare, poate vine, nu poate amare, poate baba, știu, Lelia, a venit, lasă, vine și Lelia, a venit, Lelia, hai, da, de când te aștept, hai, da, cât mi-e de drag la voi, Doamne, da, hai, gata, da, o țâră, mă, încurcată aici la bodega, la bodega aici cu floarea lui Costanti la prinsă, o zis că se dea un păcărel, m-am adus și vouă. Așa se face, așa se face la șezătoare, dragile mame, să nu lucră, să bea un pahar și să și cântă. Doamne ajută! Dar hai să cântăm, hai să cântăm! Da, și amă lucrăm și cântăm! Hai să cântăm și la un bărbat! Ea e un cântic! Am înțeleg că aș mai cânta și la bărbat! Astăzi bată mâini zbadă, casa nini măturată. Astăzi bată mâini zbadă, casa nini măturată. Și-am s-o mături mâini sara, sunt și iubită-tă vara. Și-am s-o mături mâini sara, sunt și iubită-tă vara. Casa nini măturată și grădina nini lucrată. Casa nini măturată și grădina nini lucrată. Și vaca ni adăpată și mâncarea ni gătată. Și vaca ni adăpată și mâncarea ni gătată. Lai, 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 lai. Poi mâini moi dizbăta și casa noi mătura. Poi mâini moi dizbăta și casa noi mătura. N-are treabă nimenea, nimenea cu casa mea. N-are treabă nimenea, nimenea cu casa mea. Bată Dumnezeu să-l bată pe cel cu curaua lată. Bată Dumnezeu să-l bată pe cel cu curaua lată. Când i-o pus creșmuța-n poartă ne-am găsit femeia bată. Când i-o pus creșmuța-n poartă ne-am găsit femeia bată. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Bărbatii moi dizbătrași, tătile-o-i aranja.
Bărbatii mei dizbăta și tătile-o aranja. Că eu aș fi gospodină, numai crâșma îi dijină. Că eu aș fi gospodină, numai crâșma îi dijină. Lai, 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 Batistii trebuie și pentru zemunină, trebuie pentru lițulau, trebuie să știi gata, Batistii. Trebuie făcut zastre. Poasă-mi că mi-aș anire lui și-a făcut Batistii riz nu știi gata. Uite eu, mă, ca costi ne omorâm. Să știi că mi-aș anire lui gata, gata. Cum să facea zastre altă dată, nu? Că dacă nu era fata cu zastre multă, nu era bună, nu? Era înapoiată, trebuia să aibă lada plină, câte lade blochezi, coverturi, fernițoale, că cât era mai mult, cu atât era mai bogată fata și mai bună. Așa, și la luatul mireasă, cum era pițucă? La luatul mireasă, cu 50 de ani în urmă, a fost chiar cazul meu, când m-am maritat, aveam 15 ani și ceva. Hai, dar bătrână te-ai mai maritat. Crezut că rămâne fată. Așa era pe vreme. Nu spui că te-ai grăbit toți ăla. Așa era atunci. Ți-era drag? Băietru bărbat. Costicuții era drag, da? Pe cum să nu? Dar el a luptat până a ajuns, da, de unii, cum îi spune acolo în sat, de unii vineai tu? Mi-a luat. Na, uite cât de fare. De acolo treceam printr-o pădure și când au venit mirile și cu bătăjei să mă iei de acolo de acasă, ca mireasă, eu am dat, bătăjei eu tăiat cu șerăstău, copaci peste drum. De ca să nu poate trece, să mă iei. Și cum a trecut? O tăiat fii cu șerăstău la rândul lor, copacii căzuți de jos și a trecut. O luptat? Are o treabă multă până ajunge la mireasă. Am mult mai ușor. Las că văd eu și fișorul metalic cum a venit. Am o să vedem. Pus că vine noi, că atâta ți l-ai lăudat. Păi așa am pus că cum? Îmi pui și metalul păi cu covinul. Nu știu, eu să spun. Fata e bună că ia faina asta în face. Știu că e bună, că am văzut-o cum se numă cu cartea în mână. Și crezi că vreau să și noră? Așa, și când e frumos. Și băiată din Basarabia și bata ești mândră. Pasarabea, mi-a noastră, frații, mi-a noastră. Suntem toți zonea. Da. Așa. Și cum le dădeau fetele? Cum se căsătoreau înainte? Zestri multe, multe, artele de maritat, cu duce după iorni bogat, ai toi, par, pământ. Părinți, acolo-i băiatul bun, acolo-i cu averii, cu pământ, cu obicei. Păi, îi surau și luau părinții, nu se luau ei să-i dă. Mai se luau și da. Înțeguri, mai erau copilii cu minți, țarii cu minți. Dar să știi că nu lua pe orșine și nici amu. Nici amu nu ia pe orșine. Da, dacă nu-i de gospodar, să știi cate. Că nu-i ia. Lealea Ileana știu că e gata de mândru, de la măsa. Mai că știe? Da, păi mama mea, Dumnezeu s-o ierte, a murit la 90 de ani. Eu mi-o zis, draga mami, eu scând cântipul ăsta la un gar, german, înțeles cum era. Dacă era să face atunci. Da, și-o zis că eu l-am cântat când eram la școală, atunci se făcea o patru clasă primară. Și el a cântat când era în clasa a doua, a treia, cu învățătorii lor. Dai seama, eu muri la 90 de ani, cântipul ăsta are peste 100 de ani. Păi da, dar acolo și atât am ne-l-o cântat, trecă de când îmi dădea țâță și nu știu. A pe zel? Că nouă ne-o plăcut. Poate îl învățăm și noi. Poate îl învățăm și noi. Ne-a învățat și noi și l-o cântat la nepoți, la nepoate. La fereastra mândrii mele, mândrii mele, răsărita lopiti de dombar, lopiti helpiș două stele. Nu știu stele, o răsărit-o, ori mândruța lopiti de dombar, lopiti helpiș logodică. Ai văzut? Lasă, logodească, ca să nu se lobi de bidon balon, Helgiș, bonăjească! Bine că s-o logodit, să vezi pișinii lobi de bidon balon, Helgiș, logăsă!
mai de neam și mai de soi, mai de soi. Nu ca tine un lobit de dombalo, chiar ești în gunoi. Este și de rândețe noi. Este rău de pretențioasă pe tine. Mai de neam și mai de jiță, mai de jiță. Nu ca tine un lobit de dombalo, chiar ești rămășiță. Mama mea l-a cântat până cu 3 luni înainte de a muri. Dumnezeu să o ierte, Dumnezeu să mă reșească. Și pățau fetele după ce se măritau și că poate vin la neta și găsesc fata așa cum ne-ai spus. Nu, dar da, bă, nu știu, atâția fișori din sat, o șer, eu nu știu, deși Doamne, tocmai acolo dai. Dar păi, uite, că nu mă las în pare. Păi mai schimbăm sângele, că tot numai chiforiesc, tot numai pralea, tot numai de-ai noștri, mai schimbăm de-ai noștri. Să mai tinerim sângele. Sunt tot a noștri. Și cum era cântecul și ăla? Da, bine mai era odată, când eram la mama fată, și-o vinit băieți din sat și munca nu m-a dat. Hai măi, dor, dorusul meu, și-o vinit unul din lume, și-o făcut nuntă cu mine. Nu trecut un an de zile, vine mama pe la mine. Hai măi, dor, dorusul meu, fata mami dragă fată, cum ți-i viața măritată? Eu de frică de rușini am răspuns mamă bine. Hai măi, dor, dorusul meu, tata mami diță-i bine, unii carnea de tine. Hai măi, dor, dorusul meu, ne-o mâncat-o bărbățelu cu sticla și păhărelu. Hai măi, dor, dorusul meu. De asta ne-a luat o sticla. Viața nu-i ușoară, și cu bunii, și cu reale. Și cu venetai, poate și cu veșurile. Doamne, ferește și din nepastă, dar păi stai așa. Ai frunză verde și una, tai-ra-i-ra, tai-ra-ta-ta, să vă spun și eu ceva, tai-ra-i-ra, tai-ra-i-ta-ta. Ei veșina de piste drum, băi, băi, șo, 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 ei ne-o dat mi-arca foc, marfa și scrum. Uite, 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 așa. Că mă povesti pe sat, când mă țângea ei bărbat. Băi, șa margă. Da, să grăiască câta vrea, eu îmi văd de treaba mie. Să grăiască mult și bine, că e-n veșnă și ca mine. Așa, măi, după și te măriți și bune și rele, ce să faci? Așa când ești frumoasă și gospodină, na? Să mai uite bărbață, na? Ori ești frumoasă, ori mai puțin frumoasă, dar să nu năpăstuiești pe nimeni. Doamne, ferește, mai rea fapta, mai rea fapta. Vreau să spun ce-am pățit eu, vezi, și am mai doinit după aceea. Omul cât trăiește în lumii, treci prin răli și bunii lumii. Dar prin câte am trecut eu, știi numai sufletul meu, măi lumii. Doamne, nu ierta păcatul lumii. Celui și mi-a dat oftatul lumii. Râză m-a părăsit mai lumii, cât așeză oade mare lumii.
să roage de iertare lumii. Când ești tânăr și îndrăgostit, te gândești la măritat. După aceea, uite cum se întâmplă. Și să faci, asta este viața. Și bunii și grele. Domnul primar, dar știți care-i baiul? După ce gustați afinata, trebuie să ne și cântați ceva. Băiatul nostru... Te duci la spovedit? Da, da. Da, 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 da. Dar înainte de cununii trebuie spovedit da, și împărtășit. Înainte de Paști, în săptămâna mare, așa se cuvine. Dar totdeauna lucrul tău să-l încep cu Dumnezeu. Da, așa, așa, așa trebuie. Să știi că mai avem ultimul musafir. Hai să chemăm aici lângă noi o țără. Pe mine mă chemați așa? Da, da. No, păi, la ce mă puneți? La legănat, pruncușorul? La legănat, nu, că sunt în mână. Sunt în mână cu treaba asta. Așa că, n-ar fi o problemă. Opa! Așa, așa. Așa, covata. Așa. Opa! De când mi-am dorit un al doilea pruncușor? Patul, dar noi dăm și patul este angust. A, că da, păi să știți, doamnelor, că și eu știu că unde-i patul mic, e multă căldură. Așa, dragoste scurești. Este? A, așa, dar pe domnul primar îl lăsăm acolo la ușă? Vine și el. Nu de alta, dar e singurul bărbat în seara asta, cine e șezătare? El aștepta tinerii. Mulțumesc că se gândește cineva și la mine. Vai că nu mai puteam. Aștepta tinerii, unde stine? Aici doamna avea o sticlă, dar nu știu ce-o făcut cu ea. Cred că o picuată, o ascuns, o păstrează numai pentru dumneai. Eu m-am tot uitat, poate ne dă și nou. Așa pe sub mână. E băia bun, îi dau și gospodare. E băia tare. E tare, așa? Trebuie să-i punem și lui ață roșii. Să nu se roace. Da. Și ața bun este afinată, de aceea e bună de la noi? Afinată, de aceea e culeată, ața roșie. Domnul primar, dar știți care-i baiul? După ce gustați afinata, trebuie să ne și cântați ceva. Cântăm noi lui. Mai bine nu vreau afinată. Eu în timp ce beau, doamnele totdeauna mă salvează, o să cânte dumnealor, că ați văzut ce fain cântă. Dar primarul nostru, omul la nou, mă ne spune. Doamne, ajută! Avem noi cânt și pentru domnul primar. Avem. Hai să cântăm noi, că o să treci mai ușor peste greutăți. Nu mă pricep drept la tăti. Da, frunzulițe, mă rotați, măi, mulțumim că ne-ați chemat, măi. Frunzulițe, mă rotați, măi, mulțumim că ne-ați chemat, măi. Ne-ați chemat, noi am venit, care bine ne-am simțit, măi, măi. Ne-ați chemat, noi am venit, tare bine ne-am simțit. Frunzuliță foailată, să petreșim la oaltă. Frunzuliță foailată, să petreșim la oaltă. Să cântăm și să jucăm, inima ne-o bucurăm, măi, măi. Să cântăm și să jucăm, inima ne-o bucură. Frunzulițe și-o mușcată, și uiți, scurtă-ți odată. Frunzulițe și-o mușcată, și uiți, scurtă-ți odată. Și uiți cu dor și foc,
știu că sforată-ți pe loc, măi, măi, și uiți cu dor și foc, știu că sforată-ți pe loc, să trăiască și primarul, și primarul, trăiască-te gospodarul, să treacă și să cânte, grijă-li să le mai uite, mai măi, să treacă și să cânte, grijă-li să le mai uite, trăiască domnul primar, un bun și gospodar. Trăiască domnul primar, că e un bun și gospodar. Să treacă și să cânte, pe noi să ne mai invite, mai măi, la cânta și colinda, când e sărbătoare în sat. Și să cânte, pe noi să ne mai invite, mai măi, la cânta și colinda, când e sărbătoare-n sat. Vedeți dumneavoastră de ce mi-e dragă mie și iubesc atât de mult comuna asta? Pentru că astfel de oameni, sunt înconjurat de astfel de oameni cu suflet mare și care dau viață cântecului și dau viață, dau energie primarului și comunității în general. Pentru că nu poți face nimic într-o comunitate dacă nu ești iubit de comunitate, dacă nu ești acceptat de comunitate. Și iată, eu am avut norocul și privilegiul de a mă afla în mijlocul unei comunități cu oameni harnici, frumoși și cu gospodine care știu să-mi vine și cântecul, și hărnicia, și vrednicia. Și totodată și glumele, pentru că ce ne-am face noi dacă am fi doar posomorâți și doar triști în toată viața? Trebuie să știm să și râdem, să glumim și astfel creăm un echilibru între stările de spirit. Ne bucurăm tare mult că sunteți astăzi aici la noi și sperăm să mai veniți în mijlocul nostru, pentru că aveți de ce și sperăm că nu v-am dezamăgit. Domnule Viluț, acum îmi permit să vă spun așa că vreau să cred că ne-am împrietenit, să știți că un primar trebuie să fie bun la toate și așa cum au zis doamnele, țineți și la glumă, știți să și jucați, de cântat nu ne-ați convins de data asta, dar poate ați fost mai timid că a fost prima întâlnire, data viitoare nu mai scăpați de mine, dar până atunci vă pregătiți, iar despre celelalte lucruri de care aveți grijă aici în comună nu mai spunem nimic, pentru că spun faptele, nu trebuie să vă lăudăm noi. Vă mulțumim din toată inima pentru că ne-ați primit atât de frumos la dumneavoastră. Eu sunt pe deplin încântată și fericită că în sfârșit am luat parte de la o șezătoare, că v-am spus de când am ajuns aici. Aici e pulsul satului și pe domnul primar o să-l învățăm o ceasnă, ne-am gândit noi. V-ați gândit? E mai ușor, dar are lelea Mărioara. Oricum trebuie să înveți și mireasa, mireasa cântă fain, dar trebuie o priceasnă, că fără Dumnezeu nu scoate. Așa, și le învățăm o priceasnă. Dumneavoastră rămâneți aici, iar noi trebuie să ne retragem. Da. Rămâne domnul primar pe mâini bune. Toată baza îmi e în dumneavoastră, gospodinelor. Da? Haideți tinerii, cred că au venit tinerii să-i vedem. Poftiți! Ați fost la scovidești la împărtășit? Cum se cuvine. Cum se cuvine la o casă de om gospodar. Să știi că puscra o târguit și zeastri stă și trebuie. Trebuie să bem un pălărel și să tragem un porc în joc. Ca să pecetluim așa, înțelegeți? Dacă voi vă aveți dragi, și noi ne avem. Cu dreptul înainte, băiesc, viața e cam grea. Să facem un corând în cinci așinilor.
cine nu trebuie, că eu nu mă, cred că n-am așa rezistență cum aveți voi la jucat. Așa facem. Te rog, rămas bun de la cei de acasă și pe domnul primar îl duc la noi acasă la București. Doamne ajută! Când era ca să-mi petrec, da-mi o venit ordin să plec. Când era ca să-mi petrec, da-mi o venit ordin să plec. În primul rând îi admir, hai să-i spunem cu ghilimele, tupeul ăla de artist în scenă. Da, ia spuneți-mi că eu n-am mai văzut un foc de genul acesta. Ce se întâmplă aici? Acest foc este făcut de soțul meu, care se ocupă cu lemn. Îmi iau și eu angajamentul că o să-i promovez atât de mult încât să auzim și peste ani de ei. Okay, será, será, whatever will be, will be. Urmărindu-te așa, văd în tine un rezes al lui Ștefan cel Mare. 70 am avut la un moment dat și din astea nu mute, din astea care măcă în toată ziua.